Sute de clienți ai unor bănci din Lituania și Estonia atacați de hackeri din România. 600 de clienți au fost prejudiciați cu 200.000 de euro. Din momentul declanșării anchetei coordonate de procurorii DIICOT în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, au fost oprite transferuri frauduloase în valoare de 300.000 de euro. 4 percheziții domiciliare au fost efectuate la începutul săptămânii în București, în locuințele persoanelor bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat cu acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În urma perchezițiilor, 3 persoane au fost reținute și vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. La percheziții, polițiști au ridicat 2 laptopuri, 16 telefoane, 4 hard-discuri, 6 memory stick-uri, un SSD, 5 carduri de memorie, 21 de cartele SIM, 28 de carduri bancare și documente bancare și holografe. Cercetările au fost efectuate de procurorii și polițiștii din țara noastră împreună cu autoritățile din Lituania și Estonia, fiind formată o echipă comună de anchetă. Ancheta a beneficiat de suportul Eurojust și Europol.